De ce oamenii astăzi trăiesc doar o religie, cu ghilimele, și nu iubesc viața așa cum este ea, cu bune și cu rele? Am avut ocazia să cunosc mai mulți atei care mi-au arătat că nici eu nu-L cunosc pe Dumnezeu cum spuneam. Este Iisus vectorul care a schimbat istoria lumii? Sunt două întrebări, de fapt. Prima dintre ele, să ne oprim asupra ei. De ce oamenii astăzi trăiesc doar o religie și nu iubesc viața așa cum este ea? Am văzut treaba aceasta ilustrată într-o sală de concert aici în Atlanta. M-a invitat Liviu Sindrei și eu, în loc să fiu și eu atent la muzică, eu eram atent la oameni, să văd cum se raportează ei la ce se cânta acolo pe scenă. Beethoven am ascultat câteva bucăți împreună, a fost extraordinar. Am observat că toată lumea era acolo, dar nu toată lumea trăia lucrul acesta. Nu. Erau oameni acolo, pasageri, indiferenți, care nu vedeau pe unde trec sau ce se întâmplă, ce se interpreta pe scenă și așa mai departe. La fel este în credință. La fel este. Și noi trebuie să nu ne acomodăm. Pentru că așa cum un râu revine la vechea albie, totdeauna tinde să revină la vechea albie, indiferent pe unde l-au deviat oamenii, tot la fel sufletul nostru tinde să revină la această indiferență față de Dumnezeu. De fapt, opusul iubirii nu este ura, ci indiferența. Și tinde să revinem. Avem de luptat cu aceasta cât trăim și atunci trebuie să trăim această alarmă în suflet. Doamne, să stins focul vatră, nu mai bate inima când citesc cuvântul Tău și când mă rog cu vorbe în loc să mă rog cu inima și cu sufletul și cu mintea și cu întreaga ființă. Și atunci am experimentat personal vindecarea de această stare de lehamite sau cum o numește Eremia, o lâncezeală de toate zilele. Am simțit vindecarea în momentul în care doar mi-am îndreptat ochii să cer de la Dumnezeu, Doamne, nu mai am în suflet lucrul ăsta. Mă mișcă până la lacrimi un mic text pe care mi l-a scris fiica mea. Avea cam 8 ani când am plecat de la biserica din Loma Linda spre cea din Londra. Am început primele organizări în Londra ale adunării române și cea mică mi-a scris un text. Nu citesc prima parte, citesc doar ultima parte. Nu mai simt în inimă ce simțeam când erai tu aici. Așa mi-a scris ea. Și dacă a fost un... Dacă mă întreabă cineva, Dom'le, ți-a băgat cineva vreun cuțit în inimă vreodată? Eu am să spun că da, așa a fost. Am trăit acest lucru. Am simțit în adâncul inimii mele lovitura aceasta a trăirii, a copilul care a văzut că nu trăiește. Mulțumesc. Și cea de-a doua întrebare, venită tot din partea lui Mădălin, zice așa, este Iisus vectorul care a schimbat istoria lumii? Aș putea să răspund simplu da, însă nu răspund cu da, ci răspund cu gustați și vedeți. Dumnezeu întâmpină pe un om acolo unde este și el spune așa, dacă nu poți să crezi, nu e o problemă. Sunt oameni care nu pot să creadă. Bine, foarte bine. Dar gust atunci. Uite, hrana aceasta îți vindecă sufletul, nu cred treaba aceasta. Am înțeles, ia gustă puțin. Și atunci, așa cum scrie, gustați și vedeți, gustă și vezi. Unii oameni aud și văd, alții citesc și văd, dar suntem chemați la trăirea aceasta. Gustă și vezi, așa scrie cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta pot să spun, în ce mă privește, pot să mărturisesc cu întreaga ființă că este adevărat lucrul acesta. Schimbarea omenirii și a direcției omenirii, faptul că mai există viața astăzi pe planetă, se datorează faptului că pe acest pământ au călcat pașii sfinți ai Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Următoarea întrebare sună așa. Ne-a scris-o CBB. Ce să fac dacă am un păcat pentru care mi-am cerut iertare în fața lui Dumnezeu, dar în inima mea mă simt încă vinovat? Dacă eu nu mă iert, Dumnezeu o va face?
Niciodată nu am găsit noi expresia aceasta la modul direct în Biblie, te iert sau lasă-mă să mă gândesc asupra acestui lucru. Tonul general al iertării este la timpul trecut. Iertate îți sunt păcatele deja în momentul în care ai venit. Epistola către Romani, capitolul 5, spune că printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu, care a fost de fapt întemeiată pe jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu s-a obținut iertarea păcatului. Acum, simțământul de vinovăție pe care îl experimentează milioane de oameni în lumea aceasta și traniul, chiar acela care a cerut iertare lui Dumnezeu din toată inima, se ridică tot apăsat și tot greu, adică s-a urcat în carul lui Dumnezeu, dar ține rucsacul în spate. N-a aruncat povara sufletului lui asupra purtătorului de poveri, care este Iisus. Lucrul acesta se datorează credinței. Este o problemă de credință. Nu este o problemă de realitate, o fi adevărat, nu fi adevărat că Dumnezeu m-a iertat sau nu, sau că mi-a povara sau nu. Nu este o problemă legată de realitate. Este legată de faptul că îl credem sau nu îl credem pe Dumnezeu. Când spun aceste cuvinte, mă abțin să nu încep să povestesc niște episoade pe care le-am văzut pe drumul vieții, o doamnă în Canada, în propria mea viață, cu o tânără care 12 ani a dormit cu lumina aprinsă în cameră de frică și o mulțime de alte lucruri. Spun pe baza multor exemple pe care le-am trăit și le-am văzut. În momentul în care cineva îl crede pe Dumnezeu, credința nu este o simplă atitudine intelectuală, zic da la chestia să votez cu, nu, este vorba de o putere care schimbă, aici este diferența. Pavel a spus, nu mi-e rușine de Evanghelie că eu știu că are putere, schimbă, am văzut ce a făcut din mine. Și aceste răspunsuri pe care aș dori să-l primim în această seară. Așadar, nu ne preocupăm cu vinovăția, nu ne preocupăm cu păcatul, ne preocupăm cu ațintirea privirii asupra celuia care a promis. De vor fi păcatele tale ca negura, se vor face albe ca zăpada. Doamne, nu știu cum e asta, dar eu te cred. Eu am primit de la tine lucrul ăsta, așa ajută-mă, vreau să plec liber și plec liber din fața ta pe baza cuvântului pe care l-ai spus, nu pe baza omului la care mă uit eu în oglindă, bă, să știi că ești tare, te-a primit, ai făcut. Nu are legătură cu acest. Are legătură cu chipul Domnului nostru Iisus Hristos, asupra căruia nu ne-am luat timpul suficient și necesar pentru a ne adânci privirile. Eu vă spuneam, am avut o credință pe auzite până acum. Auzisem vorbindu-se despre tine pe la anvoane, pe la biserici, prin cărți. Auzite, acum te trăiesc. Acum te văd, te trăiesc și când îmi dau seama ce am gândit despre tine, mi-e scârbă de mine, spune el. Acesta era subiectul. Așadar, crede-l pe cuvânt, pe bunul Dumnezeu. Merg mai departe. Mădălina ne întreabă de ce Dumnezeu nu răspunde când continui să te rogi ani întregi. Din nou ne întoarcem la ideea credinței, când continui să te îndoiești ani întregi de El. Dar când, în momentul în care El a spus, cheamă-mă în ziua necazului și eu îți voi răspunde. În momentul acesta eu te-am crezut pe cuvânt, Doamne. Păi da, dar nu vezi că nu este nimic, nu se vede nimic, nu se întâmplă nimic. Nu, eu nu cred în ce se întâmplă. Eu cred în cuvântul care mi-a fost dat. Ce se întâmplă e treaba celui care a dat cuvântul. El răspunde de acest sector. Eu răspund de unul singur. Te voi primi în suflet, Doamne, cu cuvântul care ai spus sau nu? Domnul i-a spus, Daniel continuă, 3 săptămâni se roagă, postește, leșină, este toată viața lui arde, se topește în lupta aceasta a sufletului pentru poporul lui Dumnezeu, pentru numele lui Dumnezeu. Și primește surpriza aceasta din partea îngerului Gabriel, care îi spune, zice, uite, răspunsul a ieșit în clipa în care te-ai rugat, nu după ani de zile. A ieșit în clipa aceea răspunsul. Când ajunge la mine răspunsul? Cum ajunge la mine răspunsul? Acestea sunt lucruri diferite, dar răspunsul a ieșit în clipa în care ai început să te rogi. Nu te aștept până termin rugăciunea să văd dacă formulezi bine. Nu, în clipa în care
Când în inima ta s-a ridicat gândul de a te ruga, el a fost interceptat de Dumnezeu. Și o ultimă întrebare înainte de rugăciunea ce va precede prelegerea dumneavoastră. Este o întrebare cumva mai personală, zice Clara. Ați spus că aveți 5 fete să vă trăiască. Aveți experiență de la 4 fete. 4, aveți... dar acum am vreo 7, că mai am 3 nepoate. Aveți vreo experiență de la Crăciunești, ne zice Clara. E cum să nu avem experiență de la Crăciunești? Am fost acolo personal, am primit o pălărie din aceea foarte prețioasă. O am în România, mi-o păstrează un prieten. Ca să nu o port pe avioane, să o duc înainte și înapoi. Și sufletul meu s-a, ce să zic, un cuvânt mai modest caut. A fost adânc mișcat de prezența voastră, de natura credinței voastre și am plecat îmbogățit sufletește de la voi și prin harul Domnului mă rog să mai vin. De ce când vreau să mă rog, nu îmi vin cuvintele și tremur în timpul rugăciunii, similar cu un atac de panică? Special n-am dat numele ca să nu o expunem persoanei. Nu e cazul, sigur că. Vă rog. Lucrul ăsta nu ține de psihicul tău sau de condiția ta biologică sau mentală, sau nu ține, ci ține de imaginea pe care o ai tu cu privire la Dumnezeu. Ce reacție ai când te întâlnești cu cel mai bun prieten sau prietena ta? Ce reacție ai când te întâlnești cu un părinte iubitor? Tu, tot tu. Deodată îți deschizi sufletul, wow, bucurie mare în magazin, te-ai întâlnit cu 1000 de oameni de a trecut pe lângă ei, când te întâlnești cu cineva în magazin, deodată. Acest lucru se aplică în dreptul lui Dumnezeu. El ține mult de imaginea lui Dumnezeu și vreau să reamintesc de școala prieteniei cu Dumnezeu, care am început-o împreună aici la Atlanta și vă îndemn, urmăriți această idee. Sigur că o veți duce mult mai departe, mai înalt. Știu, cred în sufletul meu lucrul acesta. Privesc copiii cu atâta speranță, privesc copiii noștri și copiii și nepoții și copiii bisericii oriunde sunt, privesc cu atâta speranță pentru că am văzut proiecția, cum a zis Filie, păi dacă e un nor cât palma, vine unul cât cerul. Așa este. Vă invit la această școală a prieteniei cu Dumnezeu și ne vom ocupa de un singur lucru. Dacă Dumnezeu este cu adevărat prietenul nostru sau nu este. Și dacă e prietenul nostru, atunci, din nou, vreau să vă spun că nu rămâne niciun sector al vieții care nu va fi puternic impactat și schimbat. E una când te întâlnești și când vine un prieten și alta e când vine inspecția. Vorba lui Puiu Călinescu, noi ne bucurăm când vine inspecția. Era la cofetărie. Și e una când vine inspecția sau poliția sau armata sau vecinii cu tancul sau una alta și alta când vine prietenul. David spune când îți întorci fața spre el, te luminezi de bucurie. De unde vine lumina asta de bucurie? Păi vine din faptul că îl cunoști, știi cine este și știi ce simte inima lui pentru tine. Ai ajuns să înțelegi lucruri pe care nu le poți vorbi cu privire la Dumnezeu, dar le poți trăi. Și aceasta mă rog eu pentru tine, particular, ca bunul Dumnezeu să își descopere chipul lui în viața ta și rugăciunea ta va fi diferită. Dacă vreodată vii și nu poți să spui niciun cuvânt, nu spune. Stai în tăcere înaintea Domnului. Stai în tăcere și nu știu ce susur blând vei auzi, dar n-a venit nimeni la Domnul. Cum știți cântarea aceea frumoasă, gol, nimeni n-a venit înapoi din câte au căutat. Nu, nimeni nu s-a așezat pe genunchi să plece gol de acolo. Dumnezeu nu lasă oameni cu mâna goală, să plece cu mâna goală din prezența lui. Mulțumim! Introduc cu acordul pastorului Nicu Butoi o rubrică, i-aș spune eu, în prelegerile noastre, și anume, dacă aveți motive pentru care ați dori să ne rugăm, scrieți-ne și lucrul acesta. Pentru că vă promit că împreună cu pastorul Nicu Butoi ne vom ruga pentru dumneavoastră
Și vom înălța aceste rugăciuni așa, nume cu nume, chiar dacă lucrul acesta nu îl vom face neapărat public, pentru că ar însemna un timp probabil mai lung, dar la nivel personal și atunci când noi doi vom comunica, o să luăm nume cu nume și ne vom ruga pentru dumneavoastră. Așadar, revin la întrebări. Următoarea vine din partea lui Lili. Ea ne întreabă așa, în Biblie ni se spune că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Cum putem aplica acest lucru în viața noastră și cum putem avea această credință deplină că vom primi ceea ce cerem, când știm că de fapt uneori nu vom primi ceea ce cerem, pentru că voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră poate fi alta? Da. Trebuie să mă măsor bine, să fiu atent, să nu alunec într-o digresiune prea mare. Soția îmi zice mereu, vezi când pleci pe o stradă să te duci undeva, nu mai intra pe toate străduțele astea laterale, că nu mai ajungi nici poimine acolo unde ai plecat. Și trebuie să fiu atent să nu intru pe străduțe laterale în direcția aceasta, dar intru doar așa, o mică digresiune. Am fost chemat la rugăciune pentru o persoană în Canada. Persoana aceasta a trăit oribila experiență, inferno al vieții, 20 de ani a trăit sub stăpânirea diavolului. Cuvintele dumneiei, am fost stăpânită de diavol 20 de ani și cu manifestări ciudate și... Și am început conversația, dar dumneai m-a avertizat, te rog să nu încep iară să mă întreb dacă am păcate dinainte, pentru că am fost la 7 exorcizări în America și am plecat mult mai bolnavă decât am venit. Și să nu mă întreb iarăși de acolo, zic, nu am timp de așa ceva și nici nu trece prin minte. Altă întrebare am eu către tine. Și zic, întrebarea asta vine din propria mea viață, eu am pățit așa ceva și eu am fost binecuvântat de Dumnezeu cu o experiență preventivă. La tine va fi una de restaurare, foarte bine, dar tot Dumnezeu e autorul. Și am întrebat așa. Uite, aici în Ioan capitolul, în 1 Ioan spune așa, dacă cerem ceva de la Dumnezeu, El ne ascultă. Și pentru că ne ascultă, suntem stăpâni pe ceea ce am cerut. Și atunci noi ne rugăm și așteptăm ceva în loc să așteptăm pe cineva. Nu e vorba dacă mi-a venit pachetul la ușă sau nu mi-a venit de la Amazon. Nu e vorba despre asta. Este vorba de cuvântul acesta în care te-am crezut pe tine, Doamne, m-am rugat. Am cerut de la tine, pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară, cerem și îți voi da, este răspunsul acesta, și în clipa aceasta am devenit stăpân, proprietar pe ce mi-ai dat. Aceasta a spus Iisus când a zis să credeți că l-ați și primit. Aștept, mă uit pe fereastră să văd când vine. Nu, s-a întâmplat deja. În clipa când ai început să te rogi, a ieșit răspunsul. S-a întâmplat la Dumnezeu deja. E vorba nu de obiectul acesta care vine sau nu vine. Asta este mentalitatea materialistă. Este vorba de gândul lui Hristos, care în clipa în care a rostit cuvântul acesta sau a cerut tată la mormântul lui Lazar, auziți voi la mormântul lui Lazar, ridică ochii și în loc să spună, tată, te rog să mă ajut să înviem pe Lazar, să se întâmple așa. E ceva, e vreo mișcare? Nu începe așa Iisus, Mântuitorul nostru. El spune, tată, îți mulțumesc că întotdeauna mă asculți, îți mulțumesc întotdeauna, suntem pe veci împreună. Și mă rog așa pentru oamenii aceștia ca să învețe și ei să aibă încredere în tine la fel. După ce a spus aceste vorbe, a zis, Lazar, ieși afară. Păi, dar n-ai cerut nimic încă rugăciune. Deja se împlinise pentru el. Aceasta trebuie să fie atitudinea noastră. Am învățat această doamnă din Canada să ia în stăpânire eliberarea. Nu să o ceară și să o aștepte până o vede și atunci, după ce a văzut eliberarea, da, înseamnă că a venit. Aceasta nu e credință, e necredință, e materialism ateu, practic. Tu crezi din ochii tăi, în ce vezi tu pe prispa casei că ți-a adus cineva pachet sau scrisoare sau ceva, nu crezi în Dumnezeu care a spus, am trimis, da.
Dacă cineva te întreabă, ai primit răspuns la rugăciune? Păi el a fost dat în clipa în care am început să mă rog. Da, dar văd că n-a venit nimic, dar asta nu e treaba mea. Treaba celui care trimite este când trimite, cum trimite aceste lucruri, cât trimite, dacă trimite ce cer eu sau ceva împotriva a ceea ce cer eu, pentru că Dumnezeu nu-mi va da ceea ce cer, ci ceea ce am trebuință cu adevărat, după cunoștința lui Dumnezeu. După părerea mea, mi-ar trebui asta, după părerea lui Dumnezeu, nu ți-ar trebui asta. Atâta trebuie să ți se dea ce cer. Doamne, îți mulțumesc că n-ai ascultat rugăciunea mea de alalter sau de când ți-am cerut eu lucrul ăsta. Abia acum îmi dau seama că ar fi fost foarte rău. Ce frumos este și binecuvântat să supui lui Dumnezeu în deplină credință și să sărbătorești. Imediat ce ai cerut, să sărbătorești primirea. Pentru că, așa a spus întâi Ioan, dacă cerem ceva după voia lui Dumnezeu, am supus voiei lui Dumnezeu cererea mea, El este credincios și drept și ne ascultă și ne dă, și dacă am cerut și am primit, luăm în stăpânire. Doamna din Canada a luat în stăpânire. Era o persoană de cultură. Vreau să scriu. Nu scrie nimic. Nu scrie nimic, că o să ai mult de scris. Nu te mișca de aici. Ești deschisă sau dispusă să iei stăpânire, eliberarea în mâna acestui demon sau legiune de demon ce este acolo. Și a spus, da, sunt deschisă. A fost eliberată pe loc. Am întrebat-o probabil câteva zile mai târziu sau o săptămână, am sunat înapoi și am întrebat-o, cum merge viața ta? Au mai venit? Și dânsa a spus, zice, nu este treaba mea. Dacă vin sau pleacă, eu am fost eliberată de Domnul și trăiesc eliberarea. Fiul dumneiei, care era directorul unui mare teatru în Canada, mi-a scris o scrisoare, zice, când, prima dată când am auzit ce ai sfătuit-o pe mama aia, zice, am fost atât de răi că dacă te găseam undeva. Și, dar acum când văd ce s-a întâmplat cu mama mea, din nou aș vrea să te găsesc, să sărut mâna, să te îmbrăți și să-ți mulțumesc. Și am spus, nu, haide amândoi să sărutăm mâna lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El pentru noi. Aceasta e diferența pe care o produce prezența lui Dumnezeu în lucrurile vieții noastre și mai ales în domeniul rugăciunii. Ioana Dan ne zice așa: vă salut din Spania și laud pe Dumnezeu că ați fost o evanghelie deschisă pe perioada stagiului militar. Colegul meu, Timiș Teofil, care a trecut la odihnă acum mulți ani. Ce vă spune acest lucru? Mă faci să plâng, asta îmi spune. Eram în tren în timpul evanghelizării, vremea împăcării, care după părerea mea a fost un dezastru și după părerea fratelui Adrian Bocanean a fost un mare și binecuvântat succes. Eram în tren cu soția mea și primim un telefon. Alo, da. Răspundem noi și zice, sunt Timiș Teofil, spune el, foarte rar vorbea și apăsa, mi-a dat seama că sufere. Zice, îți mai aduci cumva aminte de mine? Și am spus, dacă ai un creion la îndemână sau asta, vreau să scrii ceva. Zic, uite ca să vezi, nu numai că mi-aduc aminte de tine, mi-aduc aminte de seria armei tale. Am avut Kalashnikov automat, semi-automat, și eu și el, și zic că eu seria mea nu țin minte, că trebuia să ții minte seria armei tale, și zic, dar o țin minte pe a ta, scrie jos, BL 5002, asta a fost seria armei tale. El și-a adus aminte imediat de seria armei, lui era învățător, era un om cu o memorie extraordinară. Și a fost un moment emoțional inimaginabil în care Dumnezeu a confirmat că el nu se găsea în pustiul întâmplării, ci și perii de pe cap sunt numărați, și pașii vă sunt numărați, și lacrimile sunt strânse în bordul meu, și dorințele. Deci a fost o literală revelație. Și am avut harul să încheiem împreună drumul, m-am dus până acolo, de-abia am ajuns în America și ajunsesem înapoi de la evanghelizare și la 9 dimineața, am spus seara, la 9 dimineața ne-a sunat el din România, vorbea foarte încet și a spus, vino până la mine. Păi zic, sunt în California. Zice, mă duc la o unitate militară și fac o chetă și adun bani pentru biletul tău, să nu faci lucrul ăsta, zic.
Nu. Dacă ne cheamă Dumnezeu, zic că va avea alte căi să ne ajute. Și i-am spus, zic, gata, sunt, am pregătit valiza, de-abia intrasem în casă. Pe la ora 10:30 a apărut la ușa noastră un domn corean pe care îl cunoșteam foarte bine. Și mi-a spus, Nicu, am o rugăminte la tine, da? Care e rugămintea? Zice, dacă eu îți plătesc zborul tău până în România, dacă poți să mergi pe scenă la Tellerman, la Alexandria, acolo și să spui la lumea pe care o cunoști tu acolo, help this man, ajută pe omul ăsta. Și i-am spus, zic, da, mergem. Mergem împreună. Și el a plătit biletul pentru Teofil. Am mers pe scenă, am spus cuvintele, după aceea am luat trenul și am plecat până la Beclean pe Somme și am coborât iarna de se spărgeau ouălele corbului și de acolo am plecat cu o Dacie fără încălzire, care avea geamuri duble și de sticlă și de gheață, așa, și, dar am ajuns. Am ajuns la Teofil acasă și el mi-a spus aceste cuvinte foarte greu de procesat. Mi-a spus aceste cuvinte, mi-a arătat o Biblie verde, mică, și mi-a spus, zice, ți-aduce aminte? Zic, ți-am dat-o într-o groapă când săpam noi amândoi și ne-a prins șeful de la UTC, m-a prins pe mine că vorbeam de credință cu tine și m-a vrut să mă pună la arest, m-a arestat, m-a amenințat. M-a. Și zic, acolo ți-am dat ție, în groapă ți-am dat ție Biblia aceasta verde. Și el zice, știi de ce te-am chemat? Nu. Zice, vreau să sfârșesc drumul vieții acolo unde l-am început. N-am înțeles în prima clipă, dar după aceea mi-am dat seama că Domnul Învățător considera începutul vieții lui clipa în care a cunoscut pe Domnul. Și zice, vreau să închei tot acolo. Și ne-a rugat împreună și până am ajuns noi pe la gară, pe la moară, nu știu unde, el a încetat din viață. Așa că, n-am, nu numai că mi-aduc aminte, n-am cum să uit lucrul acesta. Emoționantă experiență. Da. Dar ceea ce ne-ați relatat dumneavoastră arată că, dincolo de cuvinte, sunt și acțiunile pe care Dumnezeu ne cheamă să le facem. Și a fi mesager al lui Dumnezeu înseamnă să fim și lângă oameni. O predică trăită face cât foarte multe predici vorbite. Cuvinte, da, cuvintele asta sunt... A fost, aceasta a fost nu... și credința Sfântului Francisc de Assisi. Corect. El a spus, da, predicați cu viața și dacă e nevoie și cu cuvinte, dar predicați cu viața. Mergem mai departe, sosesc mesaje peste mesaje, întrebări din ce în ce mai multe. Vă mulțumim din toată inima pentru deschiderea sufletului dumneavoastră. O să amintesc spre final câteva nume pentru care ne vom ruga fără a da neapărat detalii, pentru că unele motive de rugăciune sunt foarte personale și lucrul acesta ne saltă inima de bucuria faptului că putem mijloci unii pentru alții. Și personal vă spun și cred că pastorul Nicu Butoi este în asentimentul meu, avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră. Și eu și lui, și cred că puterea rugăciunii poate să facă mari minuni în viețile fiecăruia dintre noi. Pastore Nicu, ne întreabă Vali așa, cum mă pot raporta la ceva din trecut ce nu mai pot repara? Știu. Este și aici un câmp vast. Am cunoscut în penitenciarul Craiova, când lucram la serviciu umanitar pentru penitenciare cu fratele Lucian Cristescu, am cunoscut un om care a comis 4 crime în Halta Dârza și bineînțeles că era condamnat pe viață. Noi nu avem condamnare la moarte în România, dar era condamnat pe viață și a fost intervievat de evenimentul zilei, cred. Articolul se poate găsi și a fost întrebat de treaba asta. Bine, bine, dar acum te-ai făcut mare creștin aici în închisoare, dar cum rămâne cu oamenii ăștia care i-ai împușcat, i-ai omorât în Halta, ai plecat în postul militar cu armă încărcată, i-ai omorât acolo. Cum rămâne cu oamenii aceștia? Mi-a tremurat sufletul de întrebare că mă gândeam, zic, oare a cunoscut el pe Dumnezeu, știe el să răspunde și atunci el a spus acest lucru.
A spus, eu nu mai pot să fac nimic, dar Dumnezeu în care cred poate și atunci eu în fiecare zi mă rog pentru un bine pe care Dumnezeu îl va face acestor oameni. Numai Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta. Este foarte bine că întrebi așa ceva, pentru că sunt destui oameni din ăștia amnezici spiritual care se fac că au uitat. Când trec pe strada aia, uită că acolo în casa aia s-au întâmplat niște necurății și se uită în partea cealaltă. Sau văd o persoană, cum a fost cazul unui constructor care era pe schelă și care a literalmente a batjocorit o femeie și care a născut și un copil în urma aceasta. Și a murit femeia aceea de tânără și el se făcea că nu știe, că nu aude, că nu cunoaște. Că el era pe schelă când bătea clopotul la biserică, o aduseseră pe ea cu căruța, fără nimeni. După aia cineva a cărat-o până acolo să o mormânteze. Și, prieteni iubiți, omul acela, în clipa aceea, a căzut de la nivelul 3 de pe schelă și a frânt mijlocul și ceva s-a întâmplat în sufletul lui. Adică te poți face că nu știi. Poți face că nu știi, te poți face că... Dar nu e adevărat. David a spus, e prezent ce s-a întâmplat. Însă nu face din aceasta... O să învățăm ceva frumos acum. Nu face din aceasta ceva care să întristeze pe Dumnezeu. Oftezi, continuă pentru ce s-a întâmplat. Nu. Fă din nenorocirea aceasta a trecutului, pe care nu mai poți să o treci, fă din ea un motiv de mulțumire la adresa lui Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat pentru nenorocirea aceasta care a făcut. Îți mulțumesc că ai luat asupra ta, pentru că nu mai vorbe de la Dumnezeu, iertate sunt păcatele. El nu doar vorbă, el a trecut la fapte. A luat asupra lui. Și dacă ai crezut lucrul ăsta, ăsta nu mai este asupra ta, trecutul, este asupra lui. A luat nelegiurile noastre asupra lui și pedeapsa care a căzut peste el ne dă nouă pace în suflet. Aceasta e tranzacția crucii, este un lucru înfiorător. Și dacă ai crezut lucrul acesta, ești o ființă eliberată de povara vinovăției acestui grav act pe care nu mai poți să-l îndrepți, oricât de grav ar fi el. Vă spun în paranteză, o doamnă tremura înspăimântată, zice, pot să vă încredințez un număr. Și mi-am încredințat un număr înfiorător. Și am spus, dar nu-l încredința numai omului, încredințează lui Dumnezeu, că acolo scrie, aruncă-ți povara pe umărul lui. Și fă lucrul ăsta literal, fiindcă el suferințele noastre le-a purtat. El a luat asupra lui, fără de legile noastre, asupra lui. Când iei asupra ta amenda cuiva, înseamnă că plătești. O, mântuirea este fără bani, fără plată, harul este gratis, ieftin, cum zice Bonhoeffer și așa mai departe. Pentru tine, dar undeva a costat imens. Și este o formă de demnitate aceasta, de a nu lăsa prețul ăsta să fi fost plătit în zadar, ci a trece la fapte. Așează pe umărul lui trecutul tău, după cum se așezau mâinile pe capul mielului de jertfă și apoi era jertfit. Același lucru se întâmplă între noi și Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Să știți că mai avem mai puțin de 8 minute și multe întrebări. Dar așa cum spuneam și aseară, o să preluăm ca lupuri mâine la începutul prelegerii, apoi la final. Vă mulțumim mult pentru întrebările dumneavoastră. De asemenea, aș dori să amintesc pentru perioada aceasta, pentru momentul acesta, ceea ce ne scrie Ramona. Ea zice așa, aș vrea să-l salut pe pastorul Nicu Butoi, care a fost la Craiova și aș vrea să-i mulțumesc mult pentru frumoasa evanghelizare ce a avut loc acolo în 2015, în urma căreia am făcut legământ cu Dumnezeu. E bine, dar să discutăm o treabă, pentru că tot veni vorba. Nu tu ai făcut legământ cu Dumnezeu, El a făcut legământ cu tine. Și legământul lui nu este un contract care sună așa, dacă eu fac așa, dacă tu faci așa. Nu, ci legământul lui este acesta. Pun zălog, garanție, cuvântul meu că te voi face
un om după inima lui Dumnezeu. Acesta este legământul lui Dumnezeu. Este o făgăduință unilaterală a lui Dumnezeu. Nu ți-a cerut niciun preț, absolut nimic, dar depinde de primirea sau respingerea acestei oferte a lui Dumnezeu. Dar mă bucur foarte mult să aud lucrul acesta. Volumul 2 îl povestim în ceruri, dar volumul 1 este promițător. Ne-am bucurat tare mult dacă printre cei care sunteți aici vă gândiți la încheia legământ cu Dumnezeul nostru. Poate că vă dori, poate că există cumva acolo o sămânță în inima cuiva dintre dumneavoastră. Să vă încurajăm să luați decizia astăzi pentru Hristos, pentru că mâine nu știm al cui este. Acesta este și scopul școlii prieteniei cu Dumnezeu de aici, de la Atlanta. Tot la fel, oriunde este cineva în lume, poate să treacă prin această școală. Noi vom emite un certificat de graduare și cu el se poate merge la adunare oriunde și prezenta și solicita botezul. Sau poate vom organiza un botez în țară, sau cum m-a rugat doi prieteni, dacă se poate să mergem la râul Iordan, dăm în fugă, că nu-i departe din țară. Și indiferent ce este în inima noastră între noi și Dumnezeu, tot ce găsește mâna ta bun să facă, repede, pune în acțiune lucrul acesta. Bună seara! Soțul meu nu mi împărtășește credința. Cred că aceasta este ultima întrebare din seara asta. Este foarte greu să fiu o lumină pentru că văd mereu cum eșuez în a fi un exemplu de bun creștin și uneori văd cum mă las influențată în rău de el. Cum pot reuși să fiu o lumină pentru soțul meu? Cum pot merge spre cer când jumătatea mea alege calea spre iad? Mă simt foarte descurajat. Te înțeleg și vreau să te anunț că nu ești singura. Primul lucru care cred că ar trebui să-l faci e să-i spui soțului tău, nu mă urma pe mine, nu fi ca mine, nu. Hai împreună să urmăm pe altcineva. Am văzut aici în America, au tot felul de poante scrise pe numărul mașinilor, dar unul scrisese așa: Don't follow me, I'm lost. Și odată mi s-a întâmplat că am fost la cimitir, adică trebuia să mergem la un cimitir pentru o mormântare și în fața mea a fost un Nissan, o mașină, și eu am mers credincios după ea, dar n-am observat că Nissanul se schimbase între timp, tot cu un Nissan, tot aceeași culoare, dar s-a dus în partea alaltă a orașului. Și totdeauna suntem chemați, primul lucru pe care trebuie să-l facem în viață, să ațintim ochii oamenilor la acela care ne-a salvat sufletul nostru. Eu, dacă am fost operat și am fost operat bine și frumos, nu pot să operez pe altul acum. Dar pot să-l conduc la același doctor care m-a operat pe mine și să-i spun, uite, eu sunt o pildă a ceea ce a putut să facă Dumnezeu prin minele omului acestuia. Nu dramatiza credința. Am discutat cu oameni în mulțim de ipostaze la acest capitol. Ce să fac? Uite, au sărbare de familie, au așa, să mă duc acolo, oamenii mă... Și am spus, zic, fii cea din tâi care se aduce acolo cu tine, o atmosferă însorită, frumoasă. Iisus era un om prezent în toate evenimentele acestea, nu așa cum l-am pictat noi pe biserică, uscat și întunecat. Și... Nu, el era altfel. Prezența lui aducea speranță oriunde călca el. Prezența lui aducea speranță. Câștigă fără cuvânt pe soțul tău, spune Biblia, și să nu gândești că el nu vede lumini și valori mari în sufletul tău, el nu vede transformarea. Să nu gândești că nu înțelege lupta ta. Știe. Știe că îți pare rău când alunești, când greșești. Sunt nenumărate lucruri. Problema cea mai nevralgică, aș spune, la acest capitol este că odată ce unul a venit la credință, imediat se creează în familie, între soț și soție sau între părinți și copii, cum a fost un caz care l-am cunoscut, o prăpastie. Că la oh, tu ești dincolo de prăpastie, eu sunt din aceea. Și nu faceți lucrul acesta niciodată. Iisus a coborât în vale după oaie. Nu ești despărțită de soțul tău. Credința nu te-a despărțit de soțul tău, că nu o să o iubească el. Toți sunt niște copii care au văzut părinții cum s-au dat credința, au urât credința până în ziua de azi. Și din cauza că le-a răpit părinții. Ei trebuie să vadă că le-a redat părinții.
soțul tot trebuie să vadă că Iisus i-a redat pe soția lui într-o valoare mult mai înaltă, mai frumoasă, mai luminoasă decât a fost înainte. Și cum am cunoscut un domn catolic, a zis, zice, domne, vreau să fac ceva pentru biserică, dați-mi și mie să cumpăr ceva, să fac ceva pentru biserica asta, a dumneavoastră acolo. De ce? Care e problema? Păi soția mea vine aici, te-a primit cu dumneavoastră aici și când o văd cât este de împlinită și de fericită, domne, vine să dau, nu știu cum să mulțumesc. Asta trebuie lucrat prin harul bunului Dumnezeu. Pastore Nicu, ne-am apropiat de finalul acestei seri. De asta m-am oprit, că e 29 de minute. Mai sunt întrebări, mai avem cel puțin 8 întrebări în seara asta, primite în seara asta, dar le vom relua mâine seară și cu siguranță până la finalul celor întâlnirilor noastre programate, adică până joi seară, o să abordăm toate întrebările. Dacă vor mai veni, cu îngăduința dumneavoastră, n-am discutat înainte, dar o discutăm acum de față cu toți, cu toții, poate facem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dacă vor mai rămâne întrebări, săptămâna viitoare ne întâlnim într-o seară, anunțăm pe toată lumea o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru a reuși să oferim întrebări tuturor, răspunsuri tuturor întrebărilor. Așa că nu vă limitați în a adresa întrebări, în a ne scrie întrebări. Cu siguranță mulțumim lui Dumnezeu pentru darul ăsta pe care îl avem, tehnologia. Putem să ne conectăm, vă anunțăm și vom fi împreună. Citesc... Da. Acum, dacă tot am început să dăm din casă, vă rog, postii, vreau să dau și eu ceva din casă. M-am gândit să vorbesc cu tine, să conduci... Vom avea 3 sesiuni în direct cu cei care participă la Școala Prieteniei cu Dumnezeu. Vom avea 3 sesiuni în direct și aș dori, dacă e posibil, să te gândești la lucrul ăsta și să-mi confirmi dacă poți să conduci aceste 3 sesiuni. Și eu o să discutăm noi detaliile ulterior. Sigur. Asta va fi în viitor, bineînțeles că va fi mai. Da. Mulțumesc frumos pentru... Am început să vin de-l din casă, asta e situația. Da. Păi acum suntem ca în familie aici. Suntem împreună, lucrăm pentru lauda lui Dumnezeu. Da. Mesajele vin către noi și sunt unele dintre ele, mai că îmi dau lacrimile. Doresc să citesc doar numele acelora care au solicitat, prenumele acelora care au solicitat să ne rugăm: Cristina, Svetlana, Lucian, Florin, Florica, Natalie, Aleona, Mihai, Ramona, Mirela. Au solicitat să ne rugăm pentru diferite motive. Bunul Dumnezeu știe mult mai bine ce există în sufletul tuturor acestor persoane. De aceea vă îndemn pe fiecare dintre dumneavoastră să mijlociți pentru persoanele acestea, pentru cineva din familia lor. E foarte posibil ca Mihai Robert să fie prenumele cuiva pentru care să ne rugăm. Avem nevoie să mijlocim unii pentru alții. Dumnezeu ne îndeamnă să facem lucrul acesta. Da, așadar, suntem la final. Împreună cu pastorul Nicu o să ne rugăm. Ne luăm în seara asta timp pentru a mijloci pentru fiecare dintre cererile acestea, dar ne-aș dori să ne rugăm și public. Dumnezeu cunoaște toate aceste nevoi și poate unele nerostite ale celor care suntem în ocazia aceasta. Pastore Nicu, înălțați dumneavoastră această din urmă rugăciune pentru seara care tocmai se încheie. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru drumul deschis. Îți mulțumim, Doamne, pentru bucuria care avem în suflet când ne gândim la Tine. Și vrem să începem rugăciunea noastră cu cei care nu și-au spus numele aici, cu cei care au apăsări sufletești de așa natură că n-au putut nici măcar să spună. Te rog și te rugăm cu toți care suntem acum aici, Doamne, oriunde sunt aceste suflete, dă-Tu asigurarea prezenței Tale. Umple Tu inima cu acea pace care întrece orice fel de știință. Și pentru cei care și-au așezat numele aici, te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dă-le Tu asigurarea, Doamne, că toate lucrurile care s-au întâmplat
vor fi făcute frumoase. Așa ai spus în cuvântul tău, că tu faci orice lucru frumos. Orice lucru, orice lucru frumos. De aceea, Doamne, oricât de urâte ar fi acestea și de grele, le așezăm înaintea ta, Tată Ceresc. Și știm că tu vei face din ele ceva frumos. Așa ai spus în cuvântul tău. Dă-ne această bucurie a mântuirii, care să învăluie sufletul nostru și să radieze și pentru aproapele nostru, care trăiește în întuneric și în umbra morții. Rămână Duhul tău peste întâlnirea noastră, prin Domnul Iisus. Amen. Amin. Domnul să ne poarte de grijă, nu uitați, deschideți cartea, studiați-o, apropiați-vă de cuvânt, pentru că așa îl veți cunoaște cu adevărat pe Mântuitorul Iisus Hristos.